de ele sunt multe în viața unui medic. Sunt multe pentru că în fiecare zi te găsești cu un moment dificil și greu, dar mi-a rămas în suflet și n-am stăt niciodată ziua cu tremurul din 4 martie 1977. Opera atunci un profesor Cândea, un băiat de 23 de ani, de Valdouă. Eram în reanimare și eram de gardă, toată echipa eram acolo, vine cu tremur. Scudie tot, desface pereții și noi eram bolnavul pe respirator. Vine un profesor Cândea, eram, bineînțeles, fost acolo, un profesor Cândea, luăm în brațe, îl ducem pe o targă, prin praful și prin cărămizile sparte cu care ne cădea un cap pe spate, noi respiram acel bolnav. Respiram, îi administram medicația pentru neric la lumina luminării. Până când s-a făcut ziua, l-am respirat tot timpul și l-am întreținut în viață cu acele momente. Acel bolnav trăiește și astăzi, aproape că am bătrânit, tot trăiește și ceva de ani, are 50 de ani. Mă sună zilnic. Domnului Simțoiu, îi doresc multă sănătate, putere de muncă, viață lungă și cum pe mine m-a făcut un bolnav, om sănătos, și pe 4 martie s-a plecat, să facă și altă oară. Și cât a luptat de aici cu tremurul, când nu era curent, când aș vrea respira de gură la gură, nu m-aș vrea să știu. Începuturile nu au fost simple deloc, în ciuda greutăților, pacienții sunt bine. Aș primi scrisul de tărbire pentru răspunsul în mod de muzică. Și prima scrisul de tărbire pentru răspunsul în mod de muzică. Și în treaba asta, când a fost un avantaj. Urc în treaba asta și s-a impus și în medicina civilă. Sunt că nu am super cântărită toată viața, când mi-am fiat pe de-o parte mi-a foarte puțin și pe de-o altă parte trebuia să sunt în muzicalitate. Și treaba asta am început-o cu oamenii de lângă mine și unul de la mine, unul a fost acolo, eram după cintură, de pe vremea aceea și era pe spate. Domnul profesor Cândea m-a băgat într-o lume complet necunoscută mie prin anii 1976. Această lume era chirurgia cardiacă. Dânsul a avut nevoie de cardiologie, de un cardiolog, m-a luat la dânsul și așa am pătruns în această lume, să zicem, mixtă, cardiologico-chirurgicală, în care m-am trezit singur printre chirurgi. Medicii cu experiență văd în tinerii care le calcă pe urme acele semne care anunță un medic bun. Acest lucru l-a văzut generalul în tinerul Ion Țintoiu. Am văzut foarte sumă omul de echipă. Pentru că erau mulți candidați, da. Dar l-am ales pentru că actualul capitanul, doctor Țintoiu, era un om de pasiune deosebită și un om de echipă. Domnul profesor a fost, de fapt, inițiatorul specialității în armată și împreună am trebuit să lucrândea cu doctorul Popa, că v-am a fost inițiatorii cei care au înființat chirurgia cardiacă, chirurgia vasculară și cardiologie intervențională în armată. Asta s-a întâmplat în 1977 au revenit în curtea aceasta și au înființat ceea ce există acum. Bineînțeles că am început într-o zonă mai restrânsă, ulterior din 1990 au înființat primul spital de mare specialitate din România, cultura actuală, cu clinici de cardiologie, de chirurgie și de terapie intensivă, un model care a fost și preluat de Ministerul Sănătății în 1991, când au apărut celelalte centri de boli cardiovasculare. Aveam nevoie de un asemenea centru, pentru că un român are la fiecare 10 minute din cauza bolii.
sau de inimă. Practic, pentru noi, profesorul Sintoi a fost mentorul, profesorul și cel care ne-a coordonat și ne-a format în primii ani de activitate și din înșire și continuare până în prezent. Avem avantajul că suntem un colectiv relativ omogen din punct de vedere al vârstei. În practic am venit marea majoritate după 1990 și avem un grad de coeziune și un grad de colegialitate care a fost imprimat de activitatea pe care o dânsa a făcut. Situația este cu atât mai alarmantă cu cât vârsta pacienților a scăzut sub 40 de ani. Nu suntem obișnuiți să mergem la medic din timp și atunci când ajungem, doctorii sunt nevoiți să caute soluții pentru cazurile disperate. Este mâna lui Dumnezeu. Foarte bun, optimist, ne încurajează, ne dă toată atenția cum n-am în alt. Toate în alte spitale pe unde am mai fost, n-am fost așa tratați ca aici. Sunt operat din anul 2003 de stimulator. Este un mare susținător al cardiologiei intervenționale în domeniul adulților prin PTC-urile care se realizează aici. Dânsul fiind profesor a implementat ideea că mulți pacienți din cei care sunt uni sau bicoronarieni pot să fie îndrumați către cardiologia intervențională și nu către chirurgia clasică, având acum peste 700 de PTCA-uri pe an pe care le realizăm în laboratorul nostru. Din punct de vedere al stimulatoarelor cardiace pe care domnul profesor Sintoiu le pune în laboratorul nostru, a fost o altă oportunitate, pentru că foarte mulți dintre colegii mei au reușit să învețe să implanteze stimulatoare cardiace pentru pacienții cu tulburări de ritm. Domnul profesor este omul la care poate ajunge orice. Accesibilitatea este maximă. Nu există pacient care să spună că a fost refuzat vreodată de un profesor Sintoi. Domnul profesor este exemplificarea faptului că medicina este, rămâne profesie umanistă. Efectul domnului profesor este un simplu. Nu știe să spună nu, acum când sună telefonul, spune un colic de roadă ceva. Și de obicei colicii te roadă la cazurile foarte greu. În ziua de astăzi e destul de dificil, pentru că și cazurile complicate presupun foarte multe lucruri pe lângă știință, medicină bine aplicată, presupun și multe costuri. Deci nu ar fi niciodată să spună nu. Deși este un om cu formație militară, a făcut liceu militar, are 10 ani de carieră militară, n-am simțit niciodată. În afară de rigoarea profesională, n-am simțit o altă atitudine decât una de părinte. De tine ne-a stăpii să-și depășească profesorii, ne-a stăpii să-i depășească, ne-a stăpii să intre în detalii, ne-a stăpii să uite cu foarte multă atenție oricând la vorba și apoi la aproape. Să privească bolnavul ca pe un om de familia lui. Principalul lucru care m-a impresionat a fost comunicarea cu pacientul. Te bubă data, fără grijă, da? Da? Domnul profesor, cred eu că este omul care exercită un magnetism totul deosebit asupra pacienților. O vorbă spusă de un profesor practic face ca un pacient care a fost într-o stare critică să capete de speranță și să își vadă suferința cu altul. Chiar mai bună familie, nu știu cum mai particularitățile de discutăm alături, toate lucrurile, să preocupă spiritul activ.
spiritul de echilibru înseamnă o colaborare reciprocă. Uneori, această colaborare este ca o orchestră. Orchestră care devine la un moment dat dirijor într-un act important cu rolul, devine apoi solistul, clavioară, de exemplu, anestezistul, doctorul Popa, cu care am lucrat cancer de zile, devine după aceea percusionistul, deci cel care face învățământ artificial, meserie pe care am practicat cu 20 ceva de ani de zile, tot la insistențele domnului profesor Cândea, pentru că mi-era teamă de această inimă strămână artificial care înlocuiesc inima strămână artificial cu timp operație, atunci când chirurgul își desfășoară actul operator. Domnul profesor Sintoriu, vă spune că este unul din mentorii de bază ai noștri expertului nostru, alături de el, dumneavoastră, fondatorul centrului, alături de domn profesor Cândea. Pot să spun că îi datorăm foarte mult, în special munca de echipă, de la dumneavoastră am învățat că condiții de nu se ia domnul singur, de fie este centrul este un spital de mult specialitate, deci trebuie să ai în echipă cardiolog, cardiochirurg și anestezist. Cu el am abordat tot ce le poate aborda în teoria cardiovascular. Absolut tot. Dar în condiții că echipa militară era mai mică numeric. Și atunci, când operam lucrurile specială de chirurgie cardiovascular, s-a înființat în 76, când nu aveam șef. Eram la Fulgen, prin contact, și șefă era sora șefă. Iar cardiolog era cardiolog al meu. Și eram la fel. După un test, de rotație armată, trebuie să faci un șers, trebuie. Deci toate aceste început s-au făcut în condiții deosebite de ele. Deci, la toate, putea la patul bolnav. Pe conducerea în mare banat. Când ai în mâna ta mecanismul cardiac și rămânul bolnavului, ai o trăire care te sperie. Îți trebuie practicate maximă, îți trebuie o precizie, îți trebuie o intuiție, o anticipare, iar această, să spunem, meserie pe care am făcut-o de multă vreme, îți întărește încrederea în tine, îți dă puterea echipei. Vezi ca la orchestră, muzica sună frumos. Dacă vreți gândit altfel, poate că asta, cardiologia noastră, este o artă a evaluării exacte a bolnavului, este aprecierea soluției de terapeutice cele mai potrivite. Este de asemenea o artă în dansul de culoare pe care îți vede evoluția acestui bolnav, când te întâlnesc pe o stradă, te vezi bine, sunt fericit și tu și mine că l-ai purtat în brațe în stocadă. Domnul profesor, am avut foarte multe de învățat, atât pe plan profesional cât și uman. Am avut de învățat munca în echipă. Deci de la dânsul prezentăm cazurile, prezentăm indicația, stabilim rezultatele și ne autoevaluăm de echipă. Cu dânsul facem prință, deci activitatea paralelă cu activitatea curentă de îngrijire a bolnavilor este să stabilim dacă rezultatele noastre corespund cu ceea ce fac alții special în străinătate. Și pot să vă spun că am participat în până la alte congrese, am organizat multe activități aici, cu răsunet internațional, chiar și astăzi avem vizită din Austria și rezultatele noastre sunt comparabile cu nivel european. Facem un efort cu foarte mare, cu resurse limitate, încercând să scădem decalajul care există între Europa și noi, putem să spunem că în final suntem la nivel cu articole, încearcă permanent să transmită tinerilor ceea ce a învățat el. Am scris o carte pe care am premiat-o la Academie. Nu știu
este Domnul Sfântului Mândoia. Toate arele, iată-te, câți colaboratori în toată lumea. Ultima parte scrisă alături de nume mari din cardiologia mondială este suma studiilor făcute de specialiști care încearcă să le dea o șansă în plus la o viață normală. Este o meserie foarte complexă. Studiul trebuie obligatoriu permanent. Nu poți niciodată să întrerupi studiul. Deci și cu participarea la congrese, actualizarea datelor pe care le știm, devin mare necesitate în munca noastră. Puțin dintre noi știu că bolile cardiovasculare sunt prima cauză de mortalitate în România. Suntem pe primul loc în Europa, având o mortalitate de peste 12 la mii. Practic, unul din 5 români nu are din cauza bolilor cardiovasculare. Stilul de viață pe care îl ducem ne face să devenim pacienții de mâine ai medicilor. Este experiența și al treilea este profesorul. Aș vrea să mă refer puțin la școala mea de cardiologie din România, pentru că sunt, din fericire, creația numai a ei și am avut niște profesori pe care nu pot să-i uit niciodată. În cariera noastră medicală, profesorii contează foarte mult. Și mi-amintesc cu mare bucurie când domnul profesor Oprol, în anul 3 de facultate, mă învăța electrocardiogram. Domn profesor Brugner m-a învățat în știința aortică, dar știți că și astăzi mi-amintesc foarte bine ceea ce le povesteau dânsi, ce îmi spuneau dânsi și că și astăzi sunt valabile. Al doilea, un studiu necontenit. Al treilea, o experiență personală. Vin din anul 1986 la domnul doctor Țintoiu. În 87 m-am operat și de atunci vin mereu la controlat dânsul. Și sunt foarte mulțumită de tratament. Vin la domn profesor Bestincean. Eram predispus să fac o proteză asta cardiacă sau, cum să spunem, un stimulator. Prin tratamentul care mi-a făcut domn profesor, mă simt mai bine. Am fost în Canada și acum a vizitat și al medic și mi-a spus că sunt stare bine și că jumate din Canadien au boala mea și că să nu fac impaciente, să duc bine. Dar am cuvinte, ce să spun. Mi-a dat viață. Inima bate de 60-100 de ori pe minut, de 100 de mii de ori pe zi și de 365 milioane 500 de mii de ori pe an. Într-o viață de 70 de ani ajunge la 3 miliarde de bătăi. Pentru că acest organ atât de puternic, dar extrem de solicitat să funcționeze, trebuie luat în calcul foarte mulți parametri. Pentru că domnul profesor, cercetarea și consultanțele sunt pentru beneficiență. Secundariatului, când era înainte rezidențiatului actual, la noi în centru și direct al lui Coldera. Toți, dacă practicăm cardiologia la nivel de performanță sau la nivel primul-puntual, am fost formați de dâns. A doua contribuție este că a dezvoltat extraordinar de mult cardiologia în decursul celor 20 de ani, depus sunt eu, care pornind de la o cardiologie clinică obișnuită, a reușit să ducă la formarea unor clinici
de cardiologie intervențională, a dezvoltat procedura intervențională cu ajutorul colegilor mai tineri, astfel încât la nivelul actual de performanță suntem compatibili cu orice funcție de sportul din țară. A dezvoltat domeniul la aritmologie, înseamnă un laborator de electrofiziologie. Acest lucru trebuie să-l spun însă că a fost făcut și în colaborare cu domnul profesor Ionescu Dorminic de la Craiova. Îi doare ceva? Mă doare, operă. Te mai doare? Când este operată? Ieri? Miercuri? Da. Când am venit aici, domnul profesor m-a întrebat prima dată ce trebuie să faci. Și când mi-a spus că trebuie să fac examenul clinic și cam atâta, a spus că da, asta se ducea în secolul trecut. Ce vrei să faci, m-a întrebat. Și atunci trebuie să fac ecografie cardiacă. Și am pus să vezi să ia. Asta se face acum, trebuie să vrei să faci ceva ce se face mâine. E adevărat că în prezent am rămas în zona de cardiologie clinică, cardiologie non-intervențională, pentru că asta e plecarea mea, către zona de cardiologie non-intervențională, dar lucrez într-o zonă a cardiologiei viitorului, în care se face cardiologie intervențională, se face cardiologie cardiovasculară, așa că pot spune că întâlnirea cu profesor a însemnat deschiderea ușilor către lumea cardiologiei noi. De 4 luni și acum am imaginat celui copil. Al doilea element a fost o intervenție chirurgicală la un copil în vârstă de 7 zile. Profesorul Vanini, un alt prieten al nostru cu care am colaborat de foarte multe ori, pentru venit de 2-3 ori pe an în țara noastră, pentru a opera un copil cum a format și congenitale celui. Acest copil, această fetiță, deci la vârsta de 7-8 zile a fost operată și s-a făcut o corecție totală. Copilul este în momentul de față în vârstă de 7 ani. Este foarte bine. În 1999 deja eram printre, ne număram printre țările care implantam aceste device-uri și copiii nu mai erau operați pe cord deschis, ci beneficiau de o manevră intervențională care după 2 zile copilul era externat foarte bine și avem rezultate nemaipomenite. Nu știu dacă au fost foarte multe momente fericite, pentru că am fericirea intră în normalitate. Adică fericirea, mulțumirea intră în normalitate, dar este să vă spun totuși un moment fericit este atunci când s-a născut fetița mea în Luca, în urmă de 35 de ani. A fost o bucurie de suflet, dar m-am dat pe casă continuu să muncesc și să lupt mai repede. Totul s-a numai de bine, ca și meserie, numai că familia a fost la un moment dat neglijată din cauza componentelor profesionale imense, dar am investit totdeauna înțelegere. Și la soția mea, unde sunt ori, fata mea de-a lucrat singur. Eu stăm tot timpul în spital, ele s-au descurcat singure și fără ajutorul meu.